salutare, internetul grăiește! Eu sunt Irina Tabaranu, iar astăzi vin cu știri din stânga Nistrului. Însă, legat de alegerile locale, ce vor avea loc pe 5 noiembrie? Dat fiind faptul că autoritățile nu controlează regiunea transnistreană, eu o să vă spun sincer că la început de campanie electorală am răsuflat puțin mai liber. Credeam că nu va trebui să o mediatizez. Dar alegerile au loc în apropierea regiunii transnistrene și în stânga Nistrului, în satele controlate de Chișinău. Iar astăzi vin să vă vorbesc despre un abuz ce ține de o localitate care de 31 de ani luptă cu Tiraspolul pentru a rămâne sub drapelul Republicii Moldova și iată că lovitura vine de la Chișinău. Mai exact, mai mult de jumătate din locuitorii comunei Corjova din raionul Dubăsari, ce se află în stânga Nistrului, riscă să nu poată vota la alegerile din 5 noiembrie, deoarece fișele lor de însoțire din buletinele de identitate sunt diferite, deși locuiesc pe aceeași stradă sau uneori chiar și în aceeași casă. Sunt zeci de situații în care membrii unei familii au în viza de reședință indic locații diferite. Eu am intrat în posesia a 4 astfel de buletine în care o parte din familie va putea vota, iar o altă parte nu va putea vota, fiind lipsită de acest drept. De exemplu, aici vedeți o familie care locuiește pe strada Nabережная 51, însă soții au domiciliu înregistrat în mod diferit. Soțul are în orașul Dubăsari strada indicată și respectiv soția în orașul Dubăsari comuna Corjova strada indicată. În acest caz, doar soția va putea merge la vot pe 5 noiembrie. Ca să înțelegeți amploarea, o să vă dau câteva cifre. Comuna are aproximativ 4.000 de locuitori, dar în listele de bază întocmită de CEC pentru scrutinul din 5 noiembrie se regăsesc doar cei care au indicat în buletine reședința cu comuna Corjova. Este vorba de doar 1.100 de persoane. Celelalte persoane cu drept de vot în care în buletine este indicat doar Dubăsari nu vor putea fi incluse în listele electorale de bază. Anterior, persoanele cu viză de domiciliu în orașul Dubăsari, fără a fi indicată și comuna Corjova, votau pe liste suplimentare. Numărul acestora era mult mai mare decât acelor incluși în listele de bază. La ultimele 4 scrutine, locuitorii cei mai activi erau exact cei de pe listele suplimentare. Ce s-a schimbat, vă întrebați? De ce acum nu va fi posibil ca ei să voteze pe listele suplimentare? M-am întrebat și eu și am aflat de la primăria Corjova că ei au fost informați că liste suplimentare la acest scrutin nu vor mai fi, iar buletine de vot vor fi repartizate conform listei de bază, adică doar pentru 1.100 de persoane. Această problemă a ajuns și în vizorul misiunii de observare Promolex, care reieșit din faptul că la alegeri în Corjova de obicei cel mai mare număr de votanți sunt pe listele suplimentare, se arată îngrijorați. Prin simplu fapt că, prin o eventuală neadmitere a unui număr atât de mare de alegători la vot, ar putea fi afectată valabilitatea scrutinului și să influențeze semnificativ rezultatele alegerilor. Vreau să vă spun că lucrurile la Corjova mereu au fost complicate. Și asta pentru că localitatea se află în imediată apropiere de orașul Dubăsari, aflat sub controlul separatiștilor. Fapt ce îl face foarte vulnerabil. Este singura localitate din Republica Moldova care, după războiul din 1992, funcționează cu dualitate de putere. Ce înseamnă atunci când este dublă putere? Localitatea are o primărie, consilier local și unele structuri sociale controlate de Chișinău. Dar, de fapt, satul este administrat de structurile administrative de la Dubăsari, subordonate regimului de la Tiraspol. Tot ce ține de infrastructură, evenimente, activitatea economică, serviciile comunale sunt subordonate Tiraspolului. Chiar și achitarea la magazinele locale se face în așa zisele ruble transnistrene. Această situație este cunoscută de autoritățile de la Chișinău, însă până acum nu a fost găsită o soluție de preluare a controlului deplin în localitate.
chiar dacă are administrație locală constituțională, iar locuitorii comunei sunt cetățeni ai Republicii Moldova cu acte în regulă și, cel mai important, participă activ la toate scrutinele. Tiraspol însă consideră acest sat parte din orașul Dubăsare, ca un microraion, cum îi spun, și mereu s-a opus desfășurării scrutinelor electorale în localitate. S-a încercat de câteva ori desfășurarea acestora în Corjova, însă regimul aducea organizat acolo apărători, așa ziși, ai Transnistriei și vandalizau secțiile de votare. Astfel, totul se finaliza foarte trist. Așa că cei din Corjova nici nu pot vota la ei acasă. De ani buni, scrutinele au loc în satul vecin, Cocieri. Așa că, oameni buni, dacă vă întrebați de ce trebuie eu să merg la vot pe 5 noiembrie, având secția de vot poate la colțul casei și nimeni nu vă pune biețe în roate, atunci amintiți-vă de cei de la Corjova care pentru a merge la vot trebuie să se lupte și uite că pot și să se lipsească de acest drept. Mergeți la vot pe 5 noiembrie pentru că sunt oameni în Republica Moldova care încă luptă pentru a face acest lucru și cei din Corjova nu sunt unicii. Vreau să închei această relatare prin a vă spune și despre alte 5 sate din dreapta Nistrului, da, nu din stânga Nistrului, care au rămas după războiul din 1992 ocupate în întregime de către regimul de la Tiraspol și care, la fel, nu vor vota la ei acasă pe 5 noiembrie. Vorbesc despre locuitorii din satele Chițicani, Cremenciuc, Gâsca, Merenești și Zahorna, din raionul Căușeni, aflate temporar în afara controlului constituțional. Ei își vor putea exercita dreptul la vot pentru alegerea consilierilor din Consiliul Raional Căușeni. Nu vor avea dreptul să voteze pentru primari, pentru că primarii din localitățile lor nu sunt aleși în mod democratic. Aceștia vor putea vota la secțiile din apropierea satelor. Pe ecran veți putea vedea exact unde se află aceste secții de vot. Unele vor fi la Copanca, altele la Fârlădeni. Vreau ca inclusiv datorită intervențiilor mele la Internetul Grăiește despre aceste sate care încă luptă la propriu pentru a fi liberi în țara lor să cunoască fiecare. Să cunoască că încă sunt sate cu dublă putere, că sunt sate din dreapta Nistrului, nu doar din stânga Nistrului, rămase după război încă ocupate, sau că acestor oameni, lăsați să se descurce cum pot, le mai este luat și dreptul la vot. Dacă simțiți că acest lucru merită să fie susținut, puteți face acest lucru prin platforma Patreon. Zona de securitate este unica platformă ce scrie constant pe aceste subiecte. Eu vă mulțumesc că ați ajuns până aici, vă aștept în comentarii pentru a afla părerea voastră despre subiectul de la Corjova. Pentru Internetul Grăiește a fost Irina Tabaranu. Anata, Andrei, aveți legătura.